Mă, ne vedeți? Ah. Credeam că nu ne vedeți. Ne vedem, de ce, am, de ce? Zic, la voi cred că nu s-a încheiat ceva de tot discutați de subiectul ăsta în continuu. Îi afectează adevărul. Dar ce adevăr, mă? Da, mă, treabă. Îi deranjează pe la... de tine că ești și șarpe și te credeam altul. Băi, deranjează femeie... că sunteți prieteni și pana mea e iurea, stai seama. Eu mai n-am nicio treabă. Asta e singura chestie, că îl credeam altfel, dacă acolo e un șarpe. Atât tot. Ce a spart acolo, mă? I-a căzut creierul. Și-a făcut nevoile, dar iau eu. Credeam că ei s-a spart... Auzi, Filip, i-a căzut creierul. Filip, ia stai să spun, musculiță un pic ceva. I-a căzut creierul, dar știi ce? Tu nici măcar nu-l ai. Unde m-a durut? Ce tagul ai făcut? Dar tu acum ce te-ai băgat? Dar tu cum vorbești așa cu iubitul meu? Stai un pic. Bă, stai un pic, cum vorbești așa cu iubitul meu? Te băgam o discuție asta. Cum îți permiți să vorbești așa cu iubitul meu? Uite că așa vreau, ia, ce faci? Musculiță, vezi că săptămâna trecută ți-a căutat materiale cu Denis. Acum stai pe c***ul tău. Ce faci, ce faci? Stai pe c***ul tău. Ia mă, ce faci, ia. Calmează-te. Ce faci? Stai în banca ta. Tu spui mie, stau în banca mea? Tu spui mie. Băi, susăitule, băi. Stai, vorbesc prost. Care rost să faci, mă, fată cu acum n-a. Stai cu minte. Măi, dar nu-i spune așa, cum îți faci tu așa, cum îți faci așa. Deuța. E treaba lor de ea. E treaba lor, dar nu mai faceți vorbiți, nu știu. Mai Deuța, nu mai faceți glume Deuța, de prost. Deuța, ce-a zis? Aoleu, dar nu știu, Deuța. Adică tu și apărarea singur sau ce? Deuța, ce-a zis? Dar de ce te-a ce-a zis, mă? Că ți-a căzut creierul pe jos, ce-a zis? Că a căzut ceva pe jos. Creierul tău a căzut, asta a zis. Știi cât porc la picior? 42, atât are Filip ăsta creierul. Bă, te parodă tot. Atât ai. Bă, te parodă tot. Ia. Mă, descalifică tine, știi? Iar ați încercat, bă! Bine, lasă că vorbim noi, vorbim noi. Vorbim noi, acoară. Filip, hai să-ți explic o chestie. Filip, hai să-ți explic o chestie, tăticule. Ia, mă, ia. Nu, Filip, hai să-ți explic o chestie, tată, Filip. Mamă, dacă dă Filip... Nu, mă, îi spun o chestie așa, de la... Bă, bă, vezi că ți se înflăpă în cap. Să luăm stânga și razna. Creierul tău e cât bobul de fasole. Cât bobul de fasole. Ia. Băi, băi, ia asta-i pe punctă. Stai, mă, cu minte, mă, tu n-ai ce să-mi faci mie, Filip, hai să-ți explic o chestie. Bă, ce-ți faci tu acum? Ai, își tremură și capul când de la încercă. Tu ce să faci? Băi, asta-i pe punctă. Iertu-i, acolo, băi. Tu păsărică prin vorbe. Mama, așa-ți nu-i faci păsărică prin vorbe. Filipe, ai înțeles? Filipe. Dar nu el tot poate. Când eu... Ești o păsărică, mă. Eu când eram șmecher, tu bă, nu te știe nimeni, vii de la țară, ce ar fi, că-ți dau toți jos de pe tine. Da. Vorbește, tata. Pune mâna pe o cale. E femeie, mă, asta e o femeie. Păi dacă e femeie, deci, te Filip, femeie, Filip. Filip. Hai să spun ceva, Filip. Dar are mă că nici bătaie nu merită, e o femeie. Nu vreau să mă cer cu tine, uite, sincer. Nu, nu pune paie pe foc de ea. Nu, nu pun paie pe foc. Te rog. Chiar nu vreau să mă cer cu tine. Știi bine că și afară m-am dus la tine și am încercat să facem, nu știu, să vorbim normal și civilizat oarecum, să te întreb că ce a fost între voi și să vă fac să calmăm apele puțin. Nu vreau să am un subiect cu tine. Pur și simplu, dacă ai ceva de spus, spune într-un mod frumos, te rog frumos, pentru că pe mine mă deranjează când îl jignești, da? Așa, dacă tu ești un băiat deștept... Se pare că i-am zis ea. Dacă tu ești un băiat deștept, vorbește într-un mod frumos, educat și calculat. Atât, te rog. Mă, ești răspund când îi vă păștea. Îmi ia aia la mișto mie. Bu, frate, dar stai, mă! Bate-l, bate dacă mă... Bu, frate, gata! Cine au știut toți trei pe sus? Sunt prost dacă practic. Auzi, dar să fii și afară la fel. Iubire. Iubire. Dă-i mă pace, mă. Iubire. Iubire, dă-i pace. No, dar mă provoacă. Eu tot vorbesc frumos, explic, dar mă provoacă. Bine, dă-i pace, am fost. Eu vorbesc frumos. Vorbesc cu ei frumos, dar pe bune, vorbesc frumos, dar pe bune. Iubire, și tu și Filip. Dar de vorbit frumos până acum, chiar am vorbit frumos, dar nu am spus nimic. Și acum ce ai zis, mă, provoce, ai nevoie. Știu că v-a face, asta, bă, ce te faci tu acum? Ce crederi, mă, aici, mă? Bă, tu ce faci acum? Tu acum ești tare în gură aici, dar îți dau... Bine, vorbim noi afară, mă, să vină cine mai tare, stă, bă, pe tine. Vorbim noi afară, bă, tu ești... Bă, ca tine, trei, ai înțeles?
Din oricât și la orice oră mai dacă tu crezi că în anul 2020 mai ai bătaie, cred... Deci și la bani și la femeie, la orice vrei tu, mă. Nu mai fii tu pe ești așa. Dacă tu în 2020 mai ești desbarduială... Nu vă provoacă, Ricardo, nu mai dați curs la chestia asta, că nu vezi că mă provoacă el. Dar el zice, vorbește de sistem în 2020 și îl vorbește de desbarduială, adică dacă nu e vorba de... Sare la tine, să zice. Poftim? De ce îi provoci? Nu, provoc, dar bă, eu vorbesc frumos. Bă, taci, că tu ești cu musca pe căciulă, taci, mă. Nu sunt eu cu musca pe căciulă, nu sunt, voi sunteți cu musca. N-am dărâmat eu camera de hotel, voi ați dărâmat-o. Am dărâmat-o, că putem. E, bravo, mai dărâmați în continuare. Și bravo, felicitări. Dărâmați-o. Să-l dărâm când dori. Da. Ok, Ricky. Mai fi tare în gură. Ricky, ai fost acolo cu mine. Am fost acolo, frate, dar dacă le explic. Dar nu da așa, că... Bă, dar le explic. Ricky, de când a început emisiunea asta, am vorbit frumos. Mă cu amândoi, hai să mergem să cu amândoi. Hai, producția, că băieții vor să le cu amândoi. Hai, băieții vor să le cu amândoi. Ricardo, lasă-mă că diseară, băieții vor bătaie diseară, dar diseară le dau bătaie. Îi scop pe băieți la interval pe amândoi, că ei vor bătaie la hotel, că așa îmi spune, că ei vor bătaie. Vine la afară să-mi scop. Dar mă scop pe interval pe amândoi. Vine la afară, pot să-mi scop altceva înainte cu amândoi. Și mă și cu mâna la spate, ca să vă... Bă, frate, bă, sper că tu ai visat... Bă, nu mă dăm unde vreți, dar eu vreau să mă, dar nici nu te la spate, tot timpul zici, tot arunci pe aia pe mine. Ți-am zis, ok, te respect, nu mai vrei să fii pe tine, n-ai încredere în mine, n-ai toate alea. Gata, mă, dați-mi pace, ce... Vă fața lui Iancu, cine ce ți-a făcut? Din el acum. Cine ce ți-a făcut? Voi doi? Nu mai terminați cu mine, nu-i problemă. Ajungem. S-am făcut noi ceva. Dar e ceasul 11. Mai stăm la filmă 2 ore, mergem frumos la hotel. Cum ala și fac arată ca aia de interval. Și tu și tu le băgăm de interval, că dacă asta nu vorbești de interval. Vorbești de interval. Dar e bine, dar chiar nu. Cu ce mă? Dacă voi vreți asta, eu nu vreau asta. Eu stau frumos, îmi dau cicou. Și pot să fac și să vorbesc cu voi și să râd de voi, că dacă vă confortați așa. Dar nu poți să-i înțepi aici să te aștepți să nu-ți facă nimeni nimic. Ba da! Păi da, fă asta faci! Ba da, e rog! Când mergem acum, eu îmi dau, eu îmi dau la bariera jos dacă vor bătaie și eu am plecat la hotel dacă vor bătaie și mergem la hotel cu amândoi, îi aștept la hotel. Păi stai mă tu! Bă, stai mă, frate, da, tu, au, Ricardo! Stai mă, Ricardo! Dar de ce nu stai aici, frate? Stai și demonstrează, demonstrează-i la om că tu ești... Îi zic că fac chestii de vizor, nu ești... Nu, frate, demonstrează-i la om ceea ce vrei de fapt. Bă, nu! Ei au început să pe bune, demonstrează-i că... Ceea ce vrei tu. Dar voi ați început, am zis ceva, am terminat-o. N-ai cum să începem. Hai că ți-a venit femeia să te ia afară. Nu bine, tu vei. Eu uite, bă, că spune că stai tu vii cu mine, el îți dai pace. Uite, lasă asta și faci la hotel. Bine, bine. Da, mă, dar ne vedem la hotel. Hai, stai altceva, du-te la hotel, vedem la hotel. Ne vedem la hotel. Du-te la hotel că vine după tine, stai fără griji că nu te sare niciunul. Mă fac să vorbesc prostii, mă. Auzi, zic e mie. Ce am nebunit? Eu le vorbesc frumos cu tine. Toată ziua am vorbit frumos. Nu vă e rușine? Doamne, spuneți-mi! Nu-ți e rușine? Nici casă. Dar nu-mi e rușine. Înapoi la tine în casă. Puneți microfon. Eu le explic. Acum! Păi eu le explic. Gata, că m-am săturat de voi! Nu vă e rușine unde trăiți? Am și eu o întrebare. Nu vă este rușine? Tu unde ai venit aici, Filip? Unde te crezi? Crezi că ăsta este ring de MMA? Nu, doamna Andreea, dacă mă provoacă și-mi vorbește urât. Ricardo vine și el imediat își pune microfonul. De aia la tine acasă. Ricardo, mai repede. Gata, mi-a ajuns. Nu vă e rușine? De asta l-am și spus și să rămână. Tremură carnea pe mine. Reveniți-vă! Casa asta se numește Casa Puterea Dragostei. Nu e circ, nu e panoramă. Nu trebuie să ne arătăm mușchii. Cum îți faci sportul de rușine? Te mai și lauzi că ești luptător de MMA. Și mai ești și mare câștigător. Sărin la bătaie! Deci dacă mă provoacă și vorbește frumos, puneți mintea la contribuție. Ricardo? Da, da. Te rog din tot sufletul meu, nu știi să vorbești frumos? Bă, da, eu chiar vorbim frumos. Dar ei zic că zic aici de televizor, eu ceva ne-am spus, bă, dacă vreți, vorbim, o dăm și pe vorbe pe televizor, o dăm și în smardoială, o dăm și în smardoială, ce vreți, eu dau cu voi. Dacă e o vor în smagdoială, o dau și în smagdoială. Așa să provoci omul și să te aștept să ce să nu! Dacă am zis, o dau și în vorbe cu voi, o dau și în smagdoială. În ce vreți voi, nu-i problemă. Are mă nimeni. Da, gata, s-a provocat. Da, mă, dar asta nu se spune aici. Mă, nu, cum mă? Intervalul nu se dă la televizor aici, niciodată. Nu,
Nu în fața fetei, nu în fața unei doamne, niciodată. Nu există, mai să lasă. Da, există. Dacă vrei să te bați, spre afară. Bă, hai să ne puși foarte bine, că e o doamnă cu oameni care sunt la mine la televizor. Eu am zis că vreau să mă bat. Nu i-au zis că nu am greu. Cine a zis că să mă bat? El a zis că tu n-ai tu ai început. Tu ai început. Foarte bine că l-ai provocat. Eu am spus niște vorbe. L-ai provocat să dea în tine. Ga. Nu, eu am zis dacă vrei să vorbești ceva cu tine. Gata. Frumos. Frumos vorbesc. Frumos. Nu mă luați pe mine cu chestii de astea, că n-aveți cu ce să mă luați în situația de față pe mine. Filip? Da, doamne, da. Frumos. Da. Vă comportați ca niște oameni normal. Sunteți la televizor, da? Da. Putem face asta? Da. Bun. Care e problema? Eu n-am nicio problemă. Ei au o problemă cu mine. Le-am explicat de azi dimineață ceva. Ok. Are, mă, nimeni da, da, ceva, păi... Ba da, ei au o problemă cu mine. Sunt amândoi, nu știu ce au. Ok, înțeleg. Am zis, bă, înțeleg. Bun. Ba, cum, în sinea voastră, voi simțiți că v-am trădat încrederea. Nu am nicio problemă. Ok, v-am trădat încrederea. Nu mai vorbim. Nu mai suntem prieteni. Că nu, voi dacă nu aveți încredere în mine, nu putem să fim prieteni, nu putem să fim... Vă las în pace. A, după aia am ieșit să beau o gură de apă și au zis că n-am creier, că n-am fine. Și după aia le-am dat o replică și după aia s-a simțit atacat, nu știu de ce să... Și pe mine m-a deranjat faptul că îmi zice că aici ai tupeu și nu știu ce. Nu m-am tupeu și aici am și afară, unde vrei tu am tupeu, stai liniștit. De asta, că eu nu vreau să o dau un zmar de ală sau un chestie este, dar mi-a zis el că n-am tupeu. Nu poți să-mi zici așa ceva mie. Filip, Ricardo este recunoscut încă din sezonul întâi ca acest bun strateg, care face strategii, peste strategii și peste strategii. Se folosește de persoanele din casă, de alte persoane din casă, ca să facă tot felul de strategii. În legătură cu ce vă referiți acum? Asta nu e neapărat ceva rău, pentru că suntem într-o competiție. Nu am niciun interes. Te-aduce aminte când îi spuneai lui Bogdan Iordache? Da, 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 da. Aveam un interes că vorba de iubita mea, da? Acum n-am. Bineînțeles, mă rog, de fiecare dată ai găsit câte un interes. Nu știu, da, spuneți cum vă doriți dumneavoastră, da. Sigur, nici nu mă interesează. Eu aș vrea ca aici războaiele să fie câștigate prin inteligență. Nici de cum prin puterea pumnului. Sub nicio formă. Asta vă, deci vă rog mult de tot. Vă mulțumesc, băieți, că l-ați ținut pe Filip. Filip, calm. Da, da, mă. Zi-mi de ce ești supărat pe Ricardo, atât. Nu sunt supărat pe el, dar vorbește urât și când trebuie să tacă. Și a greșit cu multe și l-am înțeles că a făcut chestia asta, dar nu trebuia să o facă. Și acum cu faza asta cu aspart... Nu știu ce aia, am văzut, și da, mi-am zis, dacă n-are creier, cum să spargă aia? Și de acolo s-a băgat iubita lui și s-a venit spre mine, s-a ridicat spre mine. Că hai să ne batem, sau cum a zis, m-a provocat. Iancu, Filip, voi sunteți supărați din cauza acelor videouri? Nu, nu sunt dezamăgit de el. Aia puteam să postez eu la story, să fie de glumă. El a venit cu intenția, vezi, Doamne, să ne pună pe noi într-o lumină proastă, în condițiile care noi îl consideram pe un prieten, da? Îi prostez din partea noastră să luăm noi pe la bătaie, pentru că el așa el, e pervers. Instigator. Și treaba lui și eu nu o să mai întreb cu el atunci. Eu nu mai dau explicații de toată treaba asta, n-am ce să mai... Am lămurit-o asta, zic că eu am spus ce am... Dar nici nu trebuie să-mi dai explicații, dar n-am nevoie de explicații. Nu mă interesează ce crede ei. Chiar deloc. Eu v-am avertizat de foarte multe ori. În această casă nu există prietenie, nici măcar aici, în casa băieților. Aici, în casa băieților, seama, niciodată n-a fost. Nici nu da, seama, de mult. Dar măcar a fost respect. Acum nu mai este nici măcar respectul. La unii voi credeți că el a vrut să vă facă rău. Eu, pur și simplu, cred că s-a distrat, dacă mă întrebați pe mine. Da, pe nu, da, asta am spus și noi. A făcut pur și simplu de show. A dat-o de show. M-a zis că s-a dat de show. Bă, dar eu am dreptul și eu la o replică. A fost ceva în privat, n-a fost ceva aici. Eu nu am dreptul la o replică. N-ai ce replică să dai. Cum să n-am eu dreptul la o replică? Eu când le-am spus frumos în cameră, nu-mi luați aia, nu-mi luați aia, vă rog. Păi i-a durut fix undeva. Da, nu zici, el mă... Păi îl instigai cel mai tare, pentru că îl filmai și râdeai și îl instigai să facă. Nu mai minți. Nu există așa ceva. Băcar nu mai minți. Nu există. E cel mai mare îmbârligător. Ce nu există? Bine, dar nu mai dori să... Am văzut astăzi toată ce tare ești. Subiectul ăsta. Despre ce vorbim? Da, rămâți în continuare. Ce dar nu te taci. Gata, nu mai. Am explicat asta tot ziua subiectul ăsta. Nu stau să mai explic de 100 de ori. Dar nu trebuie atâta timp cât eu mi-am luat apărarea, că era vina mea totalitate pentru ce s-a întâmplat și am vrut să le iau și lor într-un fel apărarea, să vadă, bă, băieții ăștia nu au spart televizorul, nu au rupt patul, bă, frate, nu au spart oglinda, băieții ăștia uite ce au făcut, s-au distrat și atâta. Dar n-are, mă, nimeni treabă. Și nici eu n-am făcut nimica. Eu am vrut să-mi iau apărarea. M-am gândit, poate și lor li se apărarea și o să fie numai cătă acolo. Pentru că el a și recunoscut și a luat toată fapta lui, cătă, și a luat toată fapta. Și m-am gândit, bă, din filmele alea, eu mi-aduc aminte, băieții ăștia nu au făcut nimic, n-am stat o secundă să mă gândesc, bă, poate o să se supără dacă o să apară și ei. După aia m-am gândit, când mi-au spus ei, m-am gândit. Într-un fel am vrut să fac un bine pentru noi, care am rămas, și pentru cine și-a luat fapta, cătă, că el și-a luat fapta. Da, dar ei nu te cred. Dar nu m-am interesează.